Bună ziua, suntem în fața Tribunalului București. Îl avem alături de noi pe domnul Viorelene, președintele Asociației Victimelor Mineriadelor din România. Bună ziua, am înțeles că ați fost astăzi la tribunal în legătură cu dosarul Mineriadei, dosar ajuns aici în cameră preliminară și că aveți noutăți pe această temă, dosarul cunoaște noi întorsături. Despre ce este vorba? Bună ziua, deci astăzi s-a luat în discuție cererea noastră a părților vătămate de punerea în discuție și a intra în acest dosar părțile civilmente responsabile, adică instituțiile care au participat la represiunea din iunie 90. Mai exact? Păi, cum știm, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, facem, știți că au fost patru morți prin împușcare, doi de către poliție și doi de către Ministerul de Interne și de asemenea altor instituții implicate, SRI-ul, 2 și un sfert, președinția, Ministerul Muncii, deci sunt 19 instituții pe care le-am nominalizat și de asemenea și cei care au executat, deci sunt sindicatele care au participat la represiune, nu numai cele din Valea Jiului, ci și celelalte sindicate și avocatul nostru, avocatul Cătălin Georgescu, a prezentat toate probele, s-au luat în discuție. Spre surprinderea noastră, avocații din oficiu a părților vătămate s-au opus la această solicitare și a rămas în pronunțare să vedem dacă se pune sau nu se pune și ceea ce am solicitat noi, dacă instituțiile statului vor fi responsabile civilmente de evenimentele din iunie 1990. În partea a doua am avut și solicitarea de sechestru asiguratoriu asupra averilor, bunurilor celor trimiși în judecată, celor inculpați și s-a dat un termen pentru 29 luna aceasta. Domnule, ce anticipați în legătură cu cele două cereri ale dumneavoastră? Supărarea noastră este continuă, pornit de la procurori. Știți foarte bine că a fost tergiversat de procurorii militari de la parchetul de la Înalta Curte, de ani de zile, a fost închis, a fost redeschis, iar acum, mai nou, cireașa pe tort este că au trimis în instanță doar 15 inculpați din 265 și de asemenea nicio instituție responsabilă civilmente nu a fost trecută în acest rechizitoriu. Ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoria a fost numit jandarmeriadă. Vedeți asemănări între jandarmeriadă, mineriadă? Este justificată această titulatură dată celor întâmplate? Arc peste timp, am spune noi, pentru că aceleași forțe de represiune au acționat și acum ca și altă dată. La ordin, faptul că n-au fost trași la răspundere în 90 vinovații, am avut mineriada din 91, n-au fost trași la răspundere, am avut mineriada din 99 și, din păcate, acum vedem cam aceleași forțe și același scenariu și acum pe 10 august cu protestele din piață, iar minerii au fost înlocuiți cu jandarmii de această dată. Noi cu jandarmeria avem, să zicem, în ghilimele, niște lupte. Acum 2 ani de zile am fost în greva foamei, ne-au dat amendă, am câștigat pe instanță, am făcut plângere împotriva jandarmilor și nu s-a luat niciun fel de măsură. Acum am văzut că sunt foarte multe părți vătămate în acest dosar. Ar trebui instituită un ONG, o asociație care să strângă și să lupte la fel cum am luptat noi, pentru că părerea mea personală va dura destul mult timp până a fi trași la răspundere cei vinovați, pentru că ambele cazuri, ambele dosare au tentă politică, din ordin politic s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Deci represiunea din iunie 90 a fost din ordin politic. S-a dovedit lucrul acesta, iar acum este foarte clar că cineva din zona politică a avut interesul să se întâmple la fel. Ați văzut foarte bine instigatorii și agitatorii din piață. Ne amintim că și în 90 au fost la fel pe 13-14 agitatorii influențat, care de multe ori, cel puțin la noi, am descoperit că erau
de la 2 și un sfert erau informatori, erau plătiți de organele statului. Și ceea ce bănuiesc că s-a întâmplat și acum. Iată că este o diferență acum între modul în care avansează dosarele. La nicio lună după ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, sunt niște nume grele puse sub acuzare, mă refer la cei din jandarmerie. Este forma preliminară, deci să sperăm că în 6 luni sau într-un an de zile să ajungă pe instanță, pentru că fiind multe părți vătămate, deci fiecare trebuie audiat, fiecare caz în parte și atunci asta ia timp. Nu că i-aș apăra pe procuror, dar pentru a fi instrumentat cum trebuie, trebuie cu mare atenție și găsită vina fiecăruia pe probe existente, că probe sunt. Și dumneavoastră ați fost acolo și alții jurnaliști au fost acolo, au văzut, unii chiar au suferit, dar trebuie o presiune constantă legală asupra parchetului. Eu aș face proteste nu neapărat în piață, ci exact pe instituțiile care au fost implicate. Pe jandarmerie, pe Ministerul de Interne și pe Procuratură. Asta e punctul meu de vedere. Vorbind de presiune legală, de partea sa, Ministrul de Interne, Carmen Dan, precum și șeful dumneai pe linie de partid, Liviu Dragnea, spuneau că ancheta, dosarul acesta pe rol este o formă de presiune asupra jandarmeriei, o încercare de intimidare a jandarmeriei. Cum vedeți dumneavoastră aceste declarații? Faptul că faci un protest și arăți că acești indivizi care conduc astăzi jandarmeria nu trebuie să mai stea acolo, cel puțin ar trebui să fie suspendați. Nu poți să lași pe mâna acestor indivizi următoarele evenimente care nu poți să știi ce turnură vor lua. Ați fost victima celor întâmplate în 90, victima mineriadei mai exact, a celei mai sângeroase mineriade. Acum, iată, sunteți contemporan cu protestul din 10 august. Cum vedeți dumneavoastră evoluția României? Spre surprinderea mea, după aproape 20 și ceva de ani, deci în 2017 au început proteste. În afară de protestele noastre cu forțele care le aveam pe tema mineriadei și alte câteva, nu au existat manifestații de mare amploare. Din câte știu eu, din 91-92, nu au mai fost atât de mulți oameni în stradă pentru o idee. Roșia Montana a început să polarizeze. Și Roșia Montana, dar nu cred că Roșia Montana a putut să scoată 100.000 de oameni în stradă. Deci, după 2017, am fost foarte bucuros că, în sfârșit, tinerii s-au mai dezmorțit față de ce știm noi, deci a fost o perioadă lungă în care societatea civilă nu a reacționat cum trebuie la toate nedreptățile și la toate mârșevile care s-au întâmplat, că ați văzut, atâtea vânzări frauduloase, atâta corupție și tot ce se întâmplă, deci eu am fost bucuros când au apărut aceste proteste. Era o forță pusă, adevărata contestație era din stradă, pentru că, din păcate, partidele politice din opoziție nu prea au fost interesate și implicate în a face democrație în România și a fi trași la răspundere cei vinovați de starea jalnică în care a ajuns România.